Trei persoane au cerut aseară ajutorul medicilor după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la sobele din locuințe. Un copil de 2 ani și o femeie de 45 de ani din Bălți au fost internați în spital, fiind în stare mai gravă. Odată cu apropierea sezonului rece, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe oameni să fie atenți când folosesc instalațiile de încălzire pentru a preveni accidentele. Primul caz de acest fel s-a înregistrat ieri în jurul orei 21 la Bălți, unde o femeie de 45 de ani și o fetiță de 2 ani s-au intoxicat cu gazul toxic emanat de sobă. În urma apelului la 112, un echipaj de urgență le-a acordat primul ajutor, apoi le-a transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Tot aseară, la ora 23, în satul Negureni, din raionul Telenești, o femeie de 65 de ani a avut de suferit în urma exploatării necorespunzătoare a sobei din locuință. Medicii de la ambulanță au tratat-o acasă. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îi atenționează pe oameni că sobele și alte instalații de încălzire pot fi periculoase dacă nu sunt folosite corect. Să verifice minuțios sobele înainte de începerea sezonului rece și să le curățe pentru a fi în perfectă stare de funcționare. Totodată, specialiștii recomandă persoanelor să nu obtureze canalele de ventilare și să aerisească periodic încă unde are loc arderea. Mai mult, salvatorii avertizează oamenii să nu așeze în apropierea sobei sau pe aceste materiale combustibile. În cazul persoanelor care urmează să folosească instalații alimentate la gaze naturale, specialiștii îndeamnă ca montarea și punerea în funcțiune a unei centrale să fie făcute doar de personal specializat. Potrivit IGSU, în iarna trecută au avut loc peste 460 de incendii, în care și-au pierdut viața 73 de persoane, inclusiv 2 copii.